Pensiile vor fi indexate cu 6% începând cu 1 aprilie. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi de guvern. Potrivit autorităților, pensia pentru limita de vârstă va crește în medie cu 249 de lei pe lună. Pensia medie pentru limita de vârstă, inclusiv după decizia de astăzi, a crescut cu 90%. Asta înseamnă că pensia medie în Republica Moldova a crescut cu 35 de puncte procentuale peste rata cumulativă a inflației. După decizia de astăzi, începând cu 1 aprilie, pensia minimă va constitui 2778 de lei. Pensia minimă în Republica Moldova în anul 2024 a crescut comparativ cu 2021 cu 143%. Indexarea pensiilor se va realiza pentru aproape 680.000 de beneficiari. Dintre aceștia, 528.666 de beneficiari au pensii pentru limită de vârstă și 98.823 pensii de dizabilitate. Asta înseamnă că în pofida tuturor dificultăților economice, în pofida multiplor crize, guvernul s-a străduit și a reușit să mobilizeze resurse pentru, unu, a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor din Republica Moldova și totodată a asigura o creștere cât mai rapidă posibil a pensiilor, cu precădere să asigure o creștere a pensionarilor cu venituri mici din Republica Moldova. Comparativ cu 2021, pensia medie pentru limită de vârstă a crescut de la 2067 de lei la 3926 de lei, ceea ce constituie 90%. Din 1 aprilie se vor indexa cu 6% toate pensiile. Pentru vechime în muncă, pensiile funcționarilor publici, ale vameșilor, ale militarilor, plățile periodice și lunare capitalizate, precum și indemnizațiile de dizabilitate stabilite. De asemenea, cu 6% vor fi indexate prestațiile de asigurări sociale și unele prestații sociale de stat.